Ușa, de Matei Vișniec. Interpretează Gheorghe Cozorici, George Constantin, Victor Rebenciuc, Maia Morgenstern. Regie artistică Dan Puican. Durează mult? Trebuie să fiți calm. În asemenea împrejurări e nevoie de calm și de răbdare. Domnule, răbdarea mă scoate din sărite. Dar de ce să am răbdare? Dumneavoastră nu vedeți că suntem tratați ca niște animale? Nu vă pot preciza cum anume suntem tratați. Vă spun eu, suntem tratați în modul cel mai umilitor. În asemenea împrejurări nu e bine să fiți prea exigent. Nu trebuie să vă gândiți prea mult la ce se întâmplă, la ce urmează. Dar eu nu pot să nu mă gândesc. Nu mă pot stăpâni. Atunci, poate că nu trebuia să veniți azi. Oare? Credeți într-adevăr că am venit prea devreme? Nu știu precis. Simțiți un fel de greață în stomac, un fel de neliniște? Da, n-aș putea să-i zic neliniște. E un fel de căldură care mă ustură așa. Care cuprinde pieptul și gâtul. Da. Vă înnăbușe oarecum vocea și vă dă o senzație de frică? Exact, exact. Simt că ceva în jurul meu nu e în regulă. E frică. Ați încercat să închideți ochii și să ațipiți puțin? Dar nu pot. Domnule, cred că ați venit prea devreme. Credeți? Cu siguranță. Acestea sunt simptome clare de nematurizare. Poate aveți dreptate, poate... Cu siguranță am dreptate. Aceste pripeli, aceste fenomene de grabă sunt profund caracteristice lumii noastre. Domnule, vă rog să mă credeți. Nu mă mai simțeam în stare să mai aștept. Da, vă cred. Faceți parte dintr-o categorie de persoane mai sensibile. Tot chinul dumneavoastră, sentimentul de culpabilitate, frica de a veni aici, pe de-o parte, ieșită din neputința de a nu veni, dacă îmi dați voie să mă exprim astfel, da. Sunt absolut tipice. În zilele noastre, tot mai mulți indivizi suferă de aceste simptome tipice. Ho, cât îmi pare de rău. Altădată, aceste fandoseli, iertați-mi expresia prea dură, da. Nu se întâlneau decât, hai să fim indulgenți, 1 la 100.000. Dar ce să facem? Vremurile s-au schimbat. Omul a devenit mai labil, mai expus. Da, mă face să mă simt jenat. Mă face să regret că am deschis această discuție și... Nu aveți ce regreta. Eu am deschis această discuție. Este absolut normal ca cel care posedă adevărul să îl împărtășească și celui ignorat. Da. Este normal ca cel mai puternic să-l încurajeze pe cel slab. Toate acestea țin de o morală anumită și, aș putea spune, de o anumită etică tacită a sălilor de așteptare. Da. Știți că... Vă pot spune că chiar mă simt mai bine așa. Mă bucur, da. Întotdeauna am fost convins de utilitatea discuțiilor în momentele delicate. În curând veți fi perfect stăpân pe gândurile și pe gesturile dumneavoastră. Veți fi perfect liniștit și veți trece pragul acestei uși absolut calm și lucid. Domnule, dumneavoastră, totuși, chiar nu vă îndoiți niciodată de nimic? Nu. În ce privință? Mai așa, în general, așa. În general nu mă îndoiesc. Mi-am interzis întotdeauna îndoiala. Și acest lucru mi-a disciplinat spiritul. E un lucru atât de bun, de necesar. Știți, mă gândeam la... La ce vă gândeți?
Poate că acest departament, mă înțelegeți, nu e chiar ceea ce ar trebui să fie. Poate că noi nu facem ceea ce ar trebui să facem. Nu înțeleg. Dumneavoastră ați venit aici din convingere, nu? Și în deplinătatea facultăților dumneavoastră mentale. Da, sigur, n-aș putea să spun că nu. Din moment ce ați ales această cale, de ce țineți numai decât să vă răzvrătiți împotriva ei? Nu, eu nu mă răzvră. Nu, tocmai. De fapt, vreau să spun că... Probabil că știți, nu-i așa, că acest departament își oferă serviciile gratuit. Oare nu se cuvine să fim cât de cât recunoscători că în momentele noastre limită avem la cine apela? Oare nu credeți că dacă într-o bună zi acest departament și-ar înceta activitatea, viața noastră ar fi perturbată în chip grav și cu urmări incalculabile? Oare nu credeți că ceea ce îi datorăm lui, departamentului, așa cum e el, se numește totuși recunoștință? Oare se cuvine să fim atât de neîncrezători, atât de labili, atât de suspicioși? Da. Chiar cu cei care ne sar în ajutor în momentele cele mai delicate ale existenței noastre. Da, sigur, sigur. Ați vorbit foarte frumos. Pot spune chiar că ați vorbit dumnezeiește. Dar să nu uităm totuși... Ce știm noi de fapt despre acest departament? Dar credeți că... Da, și faptul că nu știu nimic, mă sâcâie așa, mă... Nu uitați că deși nu știți nimic despre el, îi cereți serviciile. Păi da, e adevărat, dar știți, lucrurile s-ar putea îmbunătăți, domnule. Domnule, mă exasperați. Ce credeți că s-ar putea îmbunătăți aici? Vreți o sală de așteptare mai mare, mai elegantă? Vreți să vi se pună oglinzi în sala de așteptare, eventual un automat pentru țigări și cafea? Vreți fotolii în loc de scaune și tapet peste pereți? Nu chiar. Dar mă gândeam la partea cealaltă, știți? Aș ruga totul să fie mai uman. O atmosferă mai umană, vreau să zic. Domnule, eu nu mai vreau să discut cu dumneavoastră. Domnule, dar înțelegeți, un zâmbet, o mână care să ți se întindă la intrare. Știți, sunt atâtea elemente, aparent insignifiante. Toate la oaltă însă dau un efect extraordinar. Alungă frica, suspiciunea. În ultima instanță se creează ideea de colaborare, nu? Nu? Cred că nimic nu e mai frumos decât o colaborare în aceste condiții. Nu? Vedeți? Sunt elemente imprevizibile, gesturi imprevizibile, care pot compensa multe. De pildă, așteptarea. Așteptarea. Ce rost are această așteptare? Vedeți? Această așteptare este un element gratuit. Un element inuman, aș putea spune. Ea ar putea să lipsească. Gândiți-vă dumneavoastră, uite, așteptați de 2 ore. Eu va trebui să mă aștept 1 oră după ce veți intra, iar domnul care e deja înăuntru a așteptat și el. Nu se știe cât, nu? Toate aceste elemente, dacă le pot numi așa, mi se par gratuite. Nu sunt necesare. Ce mai e? Sunt atâtea mici detalii, mici nuanțe. Vă spuneam că peste tot există câte un loc rezervat pentru mai bine. De ce să nu găsim acest loc? De ce să nu ne folosim de el? Iar, domnule, eu nu vreau altceva decât să fac un semn, să se știe că cineva gândește, cugetă. Domnule, mi arde privirea. Nu vreți să puneți un moment mâna pe fruntea mea? Oh, nu, mai bine nu.
știți, gândurile care sunt, așa cum ziceați, inutile. Inutil, inutil! Mi-e rușine de mine, domnule! Credeți-mă, sunt atât de lipsit de apărare și mi-e atât de greu să mă opresc uneori. Nu trebuie să-mi o luați în nume de rău, știți? Sunt doar un simplu om care așteaptă. Fără panică, fără... Nu-i așa? Credeți că... Taci o clipă! S-a sfârșit. Ce s-a sfârșit? Ce? Nu-mi dau seama. Dar cred că s-a sfârșit. Oare e posibil? Nu știu. Totul e posibil. În definitiv, pentru ce venim noi aici? Îndată vor deschide ușa. Cred că ar trebui să-mi iau rămas bun. Cum? Vreți să intrați după cele întâmplate? Ce știm noi ce s-a întâmplat înăuntru? Într-adevăr, nu știm nimic, dar... Da. Vreau să vă spun că mă bucur că v-am cunoscut. Da. Și pentru mine a fost o reală plăcere. Poate dacă am fi avut o ocazie mai bună... Am fi reușit să discutăm. Da, poate. Da, uite, se deschide ușa. Cu bine. Următorul. Cu bine, domnule. Bună ziua. Eu mă numesc Bruno. Mă bucur că nu sunt singur. E cineva înăuntru? Mă tem că va trebui să așteptăm. Mie nu-mi place să aștept. Și acum urmați dumneavoastră. Da, oarecum. Domnule, aici e vestiar sau e sala de așteptare? Oare trebuie să ne lăsăm hainele aici? Este absolut necesar, domnule. Doamne, ce aer, domnule, ce aer! Miroase a formol. A formol? Nici să nu vă treacă prin cap. Ce e formolul? Nu, domnule, eu nu accept formolul. Eu accept smeura. Miroase a smeură. Totul e să tragi aer în piept și să spui zmeură. Încercați, vă rog eu să încercați. Să respirăm în același timp. Haideți, vă rog. Ați văzut? Ați văzut, domnule? Nu-i așa că este extraordinar? Da. Miroase formol. Eu, domnule, am întârziat 3 zile. Mă înțelegi, dumneata? Am întârziat. Eu trebuia să fiu de mult înăuntru. Ce coincidență. Eu am venit cu 4 zile mai devreme. Mie nu mi-a trecut încă frica. Și vreți să intrați chiar acum? De, sigur că da. Sunt pregătit să intru. Am stat la rând. Trebuie să fiu chemat dintr-un moment într-altul. Trebuie să intru cât mai repede. Trebuie să mă lăsați înaintea dumneavoastră. Trebuie să mă înțelegeți. Dacă eu mai aștept aici 10 minute, voi putrezi de viu. Trebuie să mă înțelegeți. Nu vreau. Eu am stat la rând. Și eu am stat la rând. Toată viața mea am stat la rând, am stat la rând clipă de clipă, secundă de secundă. Am stat la rând pentru fiecare zi, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare gest, ca să pot învăța să merg în picioare, ca să duc lingura la gură, ca să învăț să scriu, să citesc, să gândesc, să mint, să urlu. Am stat la rând cu răbdare și cu pasiune, vă jur. Am rămas ultimul în rând, domnule. Sunt ultimul supraviețuitor. Sunt rândul cu un singur om. Trebuie să mă lăsați înaintea dumneavoastră, trebuie. Imposibil. Am stat la rând. Nu înțelegi nimic din ce se întâmplă în jurul tău. Ai venit aici fără să înțelegi de ce ai venit aici. Departamentul ar trebui să refuze să lucreze cu astfel de oameni. Domnule, dumneavoastră sunteți total neinformat. Nu sunt neinformat, broscoiule. Ai niște ochi mari de parazit și mă tem că voi simți nevoia să te pălmuiesc. Domnule, trebuie să-ți adună peste fălcile tale, umplute cu zeamă, ca să te învăț minte. Vreți să intrați înaintea mea și uzați de toate mijloacele posibile.
Nu trebuie să mă condamnați prea rău. Adevărul e că am întârziat câteva zile. Trebuie să recunosc deschis că mi-a fost frică și că am făcut tot posibilul ca să amân totul cu câteva zile. E foarte grav. Foarte grav și foarte rău. Această mânare e lipsită de sens. E o crimă. Și ce ar trebui să fac? Știți cumva ce e bine de făcut în aceste momente? Trebuie să fim stăpâni pe noi. Mintea noastră trebuie să fie trează și să poată privi clar spre faptele noastre. Trebuie să fim lucizi până în ultima clipă. Nimeni nu trebuie să cedeze acestor prime impulsuri ale fricii. Frica e o rușine. Nu trebuie să uităm că avem forța de a alege. Suntem liberi să rămânem oricât aici, în sala de așteptare. Suntem liberi să pătrundem pe ușa aceea și să fim noi înșine cei reali, fără niciun rol. Înțelegeți? Aici e tot secretul. Ascultați, mintea noastră trebuie să rămână trează, plină de claritate și tăcere. Domnule... Iar tăcerea să fie un cristal adevărat, care să urle de singurătate. Domnule, eu nu știu. Dumneavoastră știți ce se petrece de fapt dincolo? Nu știu nimic, nimic, nimic. Nu pot să vă răspund nimic. Trebuie să mărturisesc că sunt oarecum surprins. Fiecare dintre noi se așteaptă, nu-i așa, la ceva, dar... Eu nu înțeleg ce vreți să spuneți, să știți că... Liniștiți-vă, nu vă rog, nu înțeleg. Dumneavoastră sunteți atât de lucid, atât de sigur, tocmai acum... Vreți un pahar cu apă? Știți, sunt momente când un pahar cu apă rezolvă totul. Da, poftiți. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Aș vrea totuși să vă întreb, deși acum ceasul 12-lea... Un om care se răzgândește, să spunem, un om oarecare, dacă pleacă din sala de așteptare, da, cum este privit? Ce se întâmplă cu el până la urmă? Nu știu, nu e bine să pleci din sala de așteptare. Nu cred că întrebarea dumneavoastră... Aș vrea să jucăm cu cărțile pe față. Da, vă rog. Credeți că se poate? Vreți să jucăm măcar o dată cu cărțile pe față? Nu știu. În sfârșit, dacă e o provocare... Dumneavoastră, nu vi se pare inadmisibil ce se întâmplă aici? Nu știu. Nu știu. Ba da. În sfârșit. Inadmisibil, a zis? Inadmisibil. Hotărât lucru, inadmisibil. A fost o eroare că am venit aici și nu știu dacă eu personal am să mai rămân. Nu, nu, doar suntem oameni liberi. Putem pleca oricând. Evident, evident. Orice sală de așteptare e o sală pentru oameni liberi care... Dar de ce nu încercați să plecați? De ce? Sunteți la fel de îngrozit ca și mine. De ce nu plecăm? Unde vreți să plecăm? Nu avem unde pleca, domnule. Nu are niciun rost să plecăm. Desigur, am putea pleca, dar cel mai interesant e să rămânem. Și ușa aceasta... Ușa de ce nu se deschide? Să ne luăm rămas bun, domnule. Presim că se va deschide imediat. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! Nu mă recunoașteți? Nu, nu. Ce rău îmi pare. Eu v-am recunoscut imediat. L-am văzut acum 3 zile. Erați singură pe faleză și mi-ați rămas în minte. Oh, să nu fie o greșeală, domnule! Eu nu mă plimb niciodată pe faleză. Cum să fie o greșeală? Eu mă numesc Bruno. Domnul de acolo tocmai trebuie să intre. Nu-l luați în seamă. După aceea urmez eu, iar după aceea dumneavoastră. Sau poate vreți să facem schimb? Nu, sunt atât de obosită. Vreau să mă odihnesc puțin înainte de a intra. Următorul. Aveți cu bine. A intrat. Totuși a intrat. Ați spus ceva, domnule? Nu. Aș fi vrut să-l conving să nu intre. Aș fi vrut să-l conving să plece de aici. Să plecăm eventual amândoi. Cum? Să părăsiți sala de așteptare?
Domnișoara, domnișoara, dumneavoastră nici nu vă închipuiți ce lucruri îngrozitoare se petrec aici. Aici? În sala de așteptare? Mă faceți râd. Aici, aici. N-ați auzit trepidații de mașini? Urletele, nu le-ați auzit? În timp ce vă apropiați de sala de așteptare, n-ați auzit nimic? Eu nu, mă tem că nu. Poate că e mai bine așa. Altfel, cine știe, poate că v-ați pierdut curajul. Curajul? Mă faceți râd. Da, curajul. Dacă ați fi auzit ceea ce am auzit eu, nu știu cum ați fi reacționat. Poate că v-ați simțit foarte singură. Poate că vă era frică să vă plimbați seara pe faleză. De ce ați venit? De ce am venit? Am venit și atât. Ați venit aici fără să vă îndoiți o singură clipă? Fără să încercați vreo altă soluție și fără să vă întrebați măcar o singură dată ce poate fi dincolo de ușă? Ce frumos vorbiți! Mă faceți să râd. Și nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, nu vă interesează ce se întâmplă, ce se petrece dincolo de ușă și dacă nu cumva totul este o eroare? Și nici măcar nu sunteți tulburată, nici nu simțiți o cât de măruntă greață în stomac. Domnișoară, chiar nu vă dați seama în ce stare ați ajuns? Ce tare îmi bate inima. Vreți să vedeți cum îmi bate inima? Nu vreau să văd nimic. Îmi bate foarte tare. Uneori, de pildă, văd câte un fluture care se așează pe câte o floare și îngheață pe loc. Ce tare îmi bate inima atunci. Fluture? Floare? Da. Dar eu nu pot să sufăr frigul, știți? Nu pot să mă apropii de ei. Sunt atât de mici. Odată, un fluture urât, urât, s-a așezat pe degetul meu arătător, pe acesta așa, și-a înghețat atât de repede. Foarte interesant. Chiar vă place? Mă faceți râd. Eu nu pot suferi poezia. Dulcegările sunt împotriva anotimpurilor, împotriva apei. Cum? Împotriva apei? Știți? Toate relele ne vin de la apă. Simțiți cum se moleșesc peștii, cum li se subțiază sângele. Devin atât de visători, atât de singuri. Așa ajungem așa cu toții, la nimicnicie, la suficiență. Uneori mi se face frică. Ce prostie! Pe cine vrei să prostești? Ce-s toate nimicurile astea? De ce nu vrei să vorbești cu mine? Ceilalți au vorbit cu mine. Nu înțelegi că trebuie să vorbesc acum cu cineva? În seara de așteptare, domnișoară, ar trebui să fim de 1000 de ori mai luciți și mai demni. Sunteți aici, domnișoară, la un pas de un lucru groaznic, într-o capcană monstruoasă, înțelegeți? N-aveți dreptul să fugiți de mine. Chiar nu vrei să ne trezim din acest coșmar și să fugim amândoi de aici? Nu vezi că ne hrănim cu spumă de mare? Nu vezi că mai e puțin și balonul de spumă se va sparge? Știu bine că ești la fel de îngrozită ca și mine. De ce nu vrei să terminăm odată? Să terminăm! Mă faci să râd! Mă obosești atât de tare! Știi bine că nu pot pleca singur. Știi bine că nu pot pleca dacă nu mă pot face înțeles înainte de toate. Nu pot pleca singur. Aici e toată monstruozitatea. Nu mă simt în stare să plec singur, înțelegi? Ce cauți aici? De ce îmi stai în față? Ah, nu trebuia să vii atât de târziu. Vreau să intru. De ce nu deschideți ușa? Vreau să intru și să mă las în pace. Nu stai, că întâi trebuie să înceapă mașina, urletele. Crezi că e așa de simplu? Stai să auzi urletele. Ce obosită sunt. Vreau să intru. De ce nu deschideți ușa? Ce fac? Ești nebună? Ce vrei să se întâmple? M-am saturat. Vreau să mă plimb pe faleză. Vrei să mergem pe faleză? Era atât de frumos. Ce minciună, vrei să mă amăgești? Să mergem chiar acum. Plictisit. Cât sunt de obosită. Poate că mâine dimineață să fie mai bine, nu? Hai să mergem și să ne întoarcem mâine dimineață. Mâine dimineață? Să ne întoarcem? Da, ne întoarcem mâine dimineață și totul o să fie bine. M-am plictisit. Vreau să mă duc. Să mă duc! Să mai aștept până mâine? Să mai aștept o zi? O singură! Nu e adevărat, nu, mi-e groază, nu, încă o zi. Să ne întoarcem după încă o zi? Cum, să plecăm ca să ne întoarcem? O să fie așa de frumos, hai să vezi. O să ne plimbăm pe faleză. Nu m-ai înțeles, nu, vreau să plecăm și să nu ne mai întoarcem, înțelegi? Nu se poate, să nu ne mai întoarcem. Doar suntem liberi, suntem singuri, suntem aici.
Putem pleca oricând, în orice clipă, nu? Ne putem duce oriunde, la marginea orașului, pe faleze, oriunde. Ne putem gândi la fluturi, chiar ne vom gândi la fluturi, nu-i așa? Nu se poate, nu se poate. Ne putem gândi și aici. Nu, nu, e o eroare. Nimeni nu poate trăi aici mai mult de o secundă. De 3 zile trebuia să fiu înăuntru, înțelegi? Acum 3 zile nu știam încă nimic, eram gol pe dinăuntru ca un sac. A trebuit să se întâmple acest lucru, să întârzi, ca să vină și îndoiala. Știi tu ce înseamnă îndoială? Știi tu ce înseamnă îndoiala? Acum văd mai limpede ca oricând. Am fost orb, așa cum ești și tu acum. Trebuie să mă asculți. Trebuie să plecăm. Să le arătăm că suntem liberi, înțelegi? Nu vreau. Nu vreau. Ia-mă în brațe. Mă simt atât de bine în brațele tale. Hai să plecăm chiar acum. Totul se va schimba, totul va fi altfel. Toate lucrurile vor prinde sens, ai să vezi, vor deveni reale. Da. Și ei? Ce o să zică ei? Nu știu, nu știu. Ei nici nu există. Există? Tu nu vezi că există ușa? Și ce dacă există? În spatele ușii nu se află nimeni, îți jur. Ușa e o iluzie, un vis stupid. Nu e nimeni în spatele ei. Crede-mă, și mie mi s-a părut la începutul uitor, dar trebuie să ne obișnuim cu gândul că în spatele ușii nu e nimeni. Nu duce nicăieri, înțelegi? Nicăieri? Se poate așa ceva? Nu. Unde duce? Ușa duce unde vrem noi. Abia acum am descoperit acest lucru și m-am îngrozit de cât de simplu și de elementar a fost, nu? Atunci, hai să fugim pe ușă. Nu vrei? Hai să o deschidem și să fugim de ea. De ce te temi? Hai să fugim pe ea. O să ne duc acolo unde spui tu. Nu, 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 încă nu, 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 nu m-am gândit la asta încă. Stai. Ce sunt astea? E frică. De ce te gândești atât de mult? De ce nu fugim? Să fugim? Da. Păi, dar suntem liberi. Vom pleca, pur și simplu. Numai să se termine. Unde? Ce trebuie să se termine? Nu, ce se întâmplă aici? De ce faci așa? Nu, stai, liniștește-te. Așa fac ele, ușile. E o simplă iluzie, înțelegi? Un vis stupid, o vedenie. Fii atent, auzi? Auzi cum strigă? Auzi? Nu mai vreau! Nu mai vreau să aud! Hai să plecăm! Te rog! Hai să plecăm! Să plecăm noi? O, Doamne, Doamne, se scufundă totul! Auzi? Auzi? Vreau să plecăm. Dacă nu plecăm acum, nu o să mai putem pleca. De ce să nu mai putem pleca? Nu. De ce? Trebuie să înceapă. Mai stai un minut. De ce s-a oprit? Repede. Trebuie să fugim. Auzi? Auzi? Ți-am spus eu? Unde vrei să fugim? Unde vrei să ajungi? Bestiilor! De ce nu terminați odată? Deschideți odată! Deschideți odată! Terminat. Hai să plecăm. Nu se mai aude nimic. Gata. Nu plecăm nicăieri. Unde vrei să plecăm? Oriunde am plecat, nu-s decât alte săli de așteptare. Știi și tu. Până și dincolo de ușă, nu-i decât o altă sală de așteptare. Știi bine că peste tot nu sunt decât săli de așteptare. Numai și numai săli de așteptare! Mii și mii de săli de așteptare. Milioane de săli de așteptare. Milioane de mașini care urlă, care își fac datoria. Ah,
Unde vrei să plecăm? Nu putem scăpa de aici. Să venim mâine. Auzi? Să venim peste 3 zile. Poți să vii oricând dorești. Până la urmă tot ai să vii. De fapt, aici stă toată libertatea noastră. Că putem să venim oricând vrem. Dar până la urmă tot venim. Privește-mă, sunt aproape nebun. Mi-au fost de ajuns 3 zile de întârziere ca să nebunesc. 3 zile! Înțelegi? 3 zile! Nu mai vreau să aud! Nu mai vreau! Vreau să rămân singură! Nu mai vreau să merg nicăieri! Ești înfricoșat? Ți-e groază? Știai că o să fie așa. De ce ai venit? Poți să-mi spui că nu știai? De ce ai venit dacă știai ce se întâmplă înăuntru? De ce? De asta ai venit! Ca să auzi urletul de aproape! Hai să-l auzi! Trebuie să-l auzi! Acum! S-a sfârșit. Asta e tot. Ați spus ceva, domnule? Da. Am spus asta e tot. Da. Mi se pare că urmați dumneavoastră. Poate ar trebui să ne luăm rămas bun? Da. Poate că da. Da. Atunci, să ne luăm rămas bun? Și totuși, poate că mai putem face ceva. Nu. Nu mai putem face nimic? Există ceva. Nu. Ceva ce n-a intrat încă în calculele lor. Nu, nu există nimic. Ba da, am putea arunca un os de pește în gura monstrului ca să se sufoce, să explodeze. Ce trebuie să fac? Următorul. Ați ascultat Ușa de Matei Vișniec, adaptarea radiofonică Dan Puican. Au interpretat Gheorghe Cozorici, George Constantin, Victor Rebenciuc, Maia Morgenstern, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Laura Mureșan. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Redactor Oana Serafin. Regia artistică Dan Puican.